Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean, respectiv opinii avizate la colega mea Ramona, un proiect pe care l-am demarat cele două televiziuni împreună anul acesta și pare a fi bine primit în sensul că tot ceea ce înseamnă eveniment local și central este dezbătut cu ochii jurnalistului, cu ochii obiectivi și critici ai jurnalistului. Bine ai venit la Roma 24, Ramona. O săptămână extrem de densă în întâlnirea ale autorităților publice locale în vederea creionării bugetului local. Care este impresia pe care ți-a făcut-o aceste întâlniri la care am participat împreună alături de edilul șef Lucian Micu? Ca și strategie, pentru că trebuie să ne gândim că urmează o campanie electorală mai devreme sau mai târziu, este o strategie foarte bună, semn că oamenii care s-au adunat cumva în preajma primarului de astăzi, Lucian Micu, nu l-au sfătuit chiar greșit. Vă amintiți că am mai discutat noi și cu alte ocazii că inclusiv primarul Leoreanu, fostul primar Leoreanu, obișnuia să se întâlnească și cu oamenii de afaceri, și cu pensionari, și cu directorii de școli, dar de multe ori amintiți-vă că aceste ședințe erau cu ușile închise. Avem parte de această dată de mai multă transparență. Eu m-am gândit poate și ca o singură excepție întâlnea cu taximetriști. Da, acolo n-am înțeles de ce n-am fost noi chemați. Eu m-am gândit că toate aceste întâlniri au venit cumva așa cu ușile deschise pentru presă și ca urmare a celor două scandaluri care au fost iscate la spital. Bine, în primă fază, primul scandal, pentru că noi am spus atunci că niciodată atunci când ne dorim să aflăm informații, nu am avut parte de ele și au fost întotdeauna lucruri care s-au ținut doar pentru conducere și pentru opinia publică mai puțin. Poate că pornind de la acel scandal de la CPU și necesitatea de a avea un specialist în comunicare și un om care să transmită presei informații, poate că s-au gândit e mai bine ca presa să afle de la sursă, să poată să informeze corect populația. Și am avut multe dezbateri cu directorii de școli, cu medicii de la Spitalul Municipal, cu medicii de familie, cu taximetriștii la care noi nu am participat, cu președinții asociațiilor de locatari, cu Consiliul Consultativ al Tinerilor, cu cultele, cu ONG-urile, da, și ne mai așteaptă încă două întâlniri cu oamenii de afaceri și cu pensionari. Iată așadar o paletă destul de largă, am putea spune cam toate domeniile acoperite. Aș vrea să comentăm un pic fiecare din aceste întâlniri, pentru că am fost împreună de la cap la coadă la toate acestea, au fost văzute pe posturile noastre de televiziune aceste să începem cu cea de la învățământ care a fost și prima. Da, cu directorii de școli, da? Ce am aflat noi nou? Am aflat că avem 4 școli cu fisuri după ultimele două cutremure, da? Și domnul Ioniță chiar ruga să nu se intervină așa în manieră proprie, ci să aștepte părerea specialiștilor, pentru că ar putea efectiv să acopere aceste fisuri și ele să nu fie în profunzimea lor tratate, să spunem așa. Și vezi, toate sunt pe case vechi. Este vorba de acea grădiniță cu program normal din fața casei căsătoriilor, mai este vorba de școala 1, corpul B, mai este vorba iar de o grădiniță și a patra, iar nu amintesc pentru moment. Aș vrea însă să discutăm și modul în care până la Revoluție această infrastructură era în grija Ministerul Învățământului. Corect. Ei tăiau, ei spânzurau, ei trimiteau și se făcea. La un moment dat, prin anii 95, cei de la minister s-au gândit că este foarte bine să pună această chestiune în brațele autorităților publice locale cu tot ceea ce înseamnă problematica ei. Au început însă două rânduri de finanțare și ușor mai ciudată finanțarea asta. Pe de o parte veneau bani de la autoritățile locale, pe de altă parte bani din proiecte europene și din
acele împrumuturi cu Banca Mondială. Haideți să discutăm însă despre ceea ce a caracterizat aceasta și eu îți spun din interiorul sistemului. Eu am fost cadru didactic și timp de 39 de ani am fost la cateder și am fost în mijlocul acestor evenimente cu cel puțin două rânduri de clădiri la căror consolidare am participat. Vorbeam pe de o parte la școala Sagna, unde tot așa au venit bani pe Banca Mondială pentru consolidarea unei clădiri. Aceea nu era chiar așa de veche, era o clădire pe care am construit-o noi cu copiii, cu cadrele didactice, cum se facea înainte de revoluție, da? Implicarea părinților, nu chiar cu ajutorul fizic al nostru, da. Și a fost la un moment dat supraetajată. Ei, clădirea aceea ușor a avut nevoie de reparații. Și același lucru, vorbesc de școala numărul 3, acolo unde eu am și ieșit la pensie. Ei, ambele, două observații din interior ce pot să-ți fac, să-ți spun. Exista, pornesc de la școala Sagna, exista un constructor, un evreu, se cheamă Cristian, o firmă, acum el este plecat undeva în Statele Unite ale Americii. S-a furat ca în codru. Se spune că evreul nu fură decât așa, își bagă mâna numai pe aici. Vreau să spun că s-a furat ca în codru și după câțiva ani a fost nevoie de iar. Deci ei trebuiau să schimbe acea grinzi de lemn de la acoperiș, le-au folosit tot pe alea care erau înainte, pe care le-au găsit mai bune și acelea au dus după câțiva ani la degradarea ulterioară a clădirii. Pe de o parte, la școala numărul 3 același lucru. Corp reabilitat, clădire, monument istoric, este vorba de cea din fața liceului Petru Ponic, clădire, monument arhitectonic, la care se plătește și acum pe Banca Mondială, asta e interesant, că se plătesc și la ora actuală, tot așa, netermoizolat, înlocuite, puse aceleași calorifere, imediat după darea în folosință a ei, aveam o clasă așezată la nord în care pe dea erau niște calorifere cât peretele de larg, făcut din fostele calorifere de la țevi, chiar cu țevi din acelea colmatate, nu se ridica în clasă, deci după reabilitare nu se ridica în clasă temperatura mai mult de 6-7 grade Celsius. Erau niște condiții proprii. Era la vremea la care inspector general era Emil Creangă, nu știu dacă l-ai prins. Nu. Un personal foarte controversat care a fost de altfel și condamnat, dacă nu mă înșel, la închisoare cu suspendare, tot pentru niște manevre din acestea oculte cu fonduri. Personaj apropiat PSD-ului, chiar era unul din oamenii politici proeminenți ai PSD-ului, profesor de sport din Târgu Neamț. Târgu Neamț ne spune ceva, Ionel Arsene. Da, da, vedeți, interesant că pe atunci școlile erau, așa cum spuneați, în direct administrarea inspectoratelor, da? Inspectoratului școlar, inspectoratul școlar care era și el și dădea notă unui guvern, unui prim-ministru, nu l-a tras nimeni de mânică să-l întrebe ce s-a făcut acolo. Bun. Și tot au trecut pe mulți ani și datoria tot există, da. Și dacă te uiți acum la clădire, nu ți se pare că extraordinară. Da. Dar hai să vorbim de cele construite după, cu aceleași vicii de asta. Vorbeam de sala de sport de la numărul 4. De la numărul 6. De la școala din Nicolae Bărcescu. Câștigată de o firmă care nici nu mai există, a fostului consilier local Valentin Lucanu. Acolo știm ce probleme sunt acum. Și s-a mai intervenit. A picat tencuiala, a arătat ca în codru, a mai venit primăria, a mai făcut și primăria niște reparații. Că mi-amintesc că personal de vreo 2-3 ori m-am tot dus pe la domnul Ovidiu Bojescu să-l întreb pe subiect. A intervenit și primăria, dar nu mi s-a părut că s-a rezolvat problema, pentru că... Nici acum nu-i rezolvat. Exact, a picat din nou tencuiala, au luat-o de la capăt. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. A fost cârpeală după cârpeală și ca orice cârpeală cedează. Și mai discutam
noi chiar despre cele cu care atât primăria cât și celelalte chiar se mândrea. Vorbim de reabilitarea corpului B, dar și a corpului A. Așa corpul ea, unde și se plângea când au parazăpezi. Colegiul Național Roman Vodă, la corpul B știu că au fost imediat după reabilitare și după ce copiii s-au mutat acolo să învețe, au fost probleme cu centrala termică și a fost nevoie din nou de o aerisire a caloriferilor, de ceva revizii pe la centrale, că sunt mai multe. Și spuneam eu că tot cu agentul termic mai sunt probleme la alte școli. De această dată, mari probleme, mari probleme. Și unde sunt cei mici, adică chiar și grădinița avem și clasele 1-4, da? Am dat exemplul școlii Alistrat Hoga, și unde director este doamna Luminița Boloca, care spunea că mai are de schimbat doar câteva geamuri cu tâmplărie termopan și de aerisit câteva calorifere care sunt bune pentru ca factura la căldură pe timp de iarnă să fie mai mică și căldura să rămână efectiv în clase cât sunt copiii la școală. Și aminteam eu că de pe vremea fostului primar Leoreanu s-a instituit în fiecare școală așa numitul program pentru căldură, adică directorilor de școli s-a spus clar, ajunge dimineață lucrătorul sau femeia de serviciu, dă drumul o oră, două la centrală, reglați pe mai mic cât stau copiii la școală să fie confort termic, după care nu închidem de tot centrala că pot pocni țevile, dar avem grijă să o lăsăm așa mai pe mic peste noapte, că e o problemă și asta, să închizi centrala și dimineața să o iei de la capăt. Da, și cele mai mari cheltuieli se par a fi totuși cu plata energiei termice în școli. Deci grosul cheltuielilor la bugetul local se duc acolo. Și luat la mână una peste alta, conducerea actualei primării se trezește cu mari probleme la șarpante, la Și la acoperișuri în continuare, deși s-au făcut niște lucrări anul trecut, au rămas mai multe școli care au infiltrații și au probleme cu acoperișul și am văzut la Danubiana, la Liceul 2. La Liceul 3, cred că și la Petru Ponică, și acolo sunt mai multe corpuri de clădire. E acolo, la Cămin. La Cămin, la Liceul 3 se dorea și nu știu dacă s-a renunțat la proiect reabilitarea cantinei de acolo. Da. Era un proiect ambițios. N-am văzut eu personal prea mari eforturi din partea directorilor care au fost. Chiar Roman Vodă mai are probleme cu corpul de... Majoritatea școlilor au avut câte o cerință. Mă gândeam că mai norocoși sunt cei de la școala Alexandru Iancuza, numărul 5, da? Un corp de clădire care arată foarte bine după reabilitat pe fonduri europene. Se pare că acolo unde vin fonduri europene, lucrurile sunt făcute. Sunt mai serioase mai mare, pentru că sunt multe controle și verificări și dacă nu respecti ceea ce e trecut în proiect, ți se impută banii, trebuie să-i dai înapoi. Adică e un risc destul de mare. Acolo a avut noroc părintele Maxim, care este director în opinia mea, de prezența în școală a soției fostului doamnei Leoreanu. Apropo de asta... Multe pagini s-au scris pe acest subiect. Apropo de lucrul acesta, poate o dăm și ca știre și ca noutate, ieri am aflat că Arhiepiscopia Romanului a rezolvat conflictul de la Biserica Sfântul Gheorghe, știi, când părintele Gheorghescu închisese, pusese iala și adusese feciorul, închisese... Gherasimescu, da, închisese iala acolo. Și l-a mutat pe părintele Maxim de la Sfântul Nicolae acolo, da. A rezolvat într-un eu fel. Aparțin, uite, coincidență, culmea, eu aparțin de parohia Sfântul Nicolae și chiar m-am supărat așa că a plecat părintele Maxim, care era și duhovnicul meu. Adică pentru mine n-a fost o veste tocmai plăcută, dar am înțeles că așa stau eu, lucrurile. Probabil că ai o mare simpatie pentru părintele Maxim, eu sunt mai rezervat. Nu neapărat rezervat, că am o mare simpatie, dar cum spune românul, mă obișnuisem cu el. El lucra împreună cu socrul dumneavoastră, cu părintele Burliba, da. Da, și acolo unde este și părintele protopop Dragoș Munteanu. Era o echipă nemaipomenită de trei acolo la Biserica Sfântul Nicolae. Deși eu de foarte multe ori mă întreb cum face față și funcție de director și acele de preot părintele Maxim, pentru că și apropo de asta, nu ne-a mai spus nimic nici inspectoratul școlar, nici părintele Maxim, cum s-a mai rezolvat, să rim de la un subiect la altul, cum s-a mai rezolvat
problema cu cele două fete care s-au înjunghiat în timpul un subiect care a fost și acela ținut ascuns, că a fost doar o joacă, doar o mică înțepătură, dar fata a ajuns cu o plagă serioasă la spital și ferească Dumnezeu de o nenorocire. Chiar o să trebuiască să ne mai interesăm de acest subiect. Da, hai să trecem la alt sector, să ne gândim așa, la sectorul medical. La medical, nici el nu se simte prea bine. Nu se simte prea bine, dar am văzut că sectorul medical nu se simte prea bine, în special medicii de la Spitalul Roman, că cei de la medicii de familie nu prea au avut treabă cu noi, să spunem așa. Dar ne-am luat muștruroiala. Da, asta ne-am luat muștruroiala de la medicii de la Spitalul Municipal. Începând cu domnul doctor Arvătescu. Da, doamna doctor Lucian, chiar de la CPU, doamna Tălmăcel. Cred că de la ortopedie, nu, domn doctor, îmi scapă numele. Abdalah, da. Au fost și cam toată lumea s-a plâns. Cam toată lumea. Presa locală, atenție, subliniem, presa locală, medicii lucrează acum în stres, ne pleacă specialiștii și de la așa CPU. Și... nu mai vin colegii cu elicopterul o smur de pe la Iași, că vai de mine, cine știe ce o să spună presa dacă pacientul așa moare. Așa și că amenințarea pacientului este acum, nu vă sun la colegii medici, sunt la, și, dar n-a spus sunt la televiziune, s-a spus sunt la TV. Sau la antenă, da? Sau la antenă. Așa și s-au plâns de distorsionare, deși nouă la nivel local nu prea ne-au reproșat mare lucru. Eu vreau să dau cazul CNS-ului, da? Că acum ce mai aproape decât locul de muncă și da. Colegul de muncă, da? Cred că televiziunea CNS a fost poate singura din Roman care nu s-a grăbit să dea încă de atunci de vineri după amiază filmulețul cu bătrânul care plângea de durere la CPU, ce am așteptat să treacă weekend. Peste weekend a apărut în presa națională, toată lumea s-a agitat și am așteptat să treacă weekendul și luni a mers o echipă de la noi la spital să întrebe la sursă, la medic, la director ce s-a întâmplat, urmând ca mai apoi să tratăm subiectul din punct de vedere jurnalistic. Acum să vii să acuzi presa locală că nu se informează, că nu vine să întrebe, e greșit. Și eu vreau să mai dau un exemplu. Toți redactorii de pe sănătate... A existat oarecare greșeală a colegilor noștri de la Roman TV, care chiar și-au abordat un limbaj inadecvat. Și ori puțin Alex Nisor în emisiunile sale a exagerat, dar bine, el se vrea un Mircea Badea în plan local, un critic continuu a ceea ce se întâmplă în Roman. Este urmă, o politică editorială, exact, pe, politica care editorială pe care nu putem să o discutăm, noi. Nu putem să o comentăm. Nu, eu vreau să spun așa, tot luând cazul CNS-ului... Și atenție, ne-au amenințat, dacă tot în acel context, ne-au amenințat cu CNA-ul. Deci cu reclamații la CNA legat, care știm că nu permite un limbaj mai dur folosit în spațiu public. Bun, înțelegem că sunt totuși demersuri făcute, plângere la CNA împotriva unor posturi naționale, a două posturi naționale, formulate de primărie și conducerea spitalului. Pentru că pur și simplu au tăiat un sincron dat de directorul medical și au lăsat să se înțeleagă ce au vrut dumnealor. Efectiv, firul mesajului a fost tăiat sincronul de așa natură încât se înțelegea cu totul altceva. Ne-am mai interesat noi la sfârșitul întâlnirii cu doamna Bica, pentru că Nistor acela este pacientul doamnei... Bătrânul de la CPU, bătrânul da. De la CPU, cel cu plosca și cu văicărele la ușă. Atenție! În cazul dumnealui, domn doctor Arvătescu a vorbit despre o demență. Eu nu știu de unde are această informație, domnul doctor, dar ar fi fost bine să verificăm. Spunea cazul bătrânului de la CPU, acolo este o demență, citez. Demență ca privind starea pacientului sau o demență la modul că domnule a nebunit toată lumea cu acel caz? Da. A lăsat așa să se înțeleagă. A plutit în aer. A plutit între cele două. Da, eu mai degrabă tind să cred că e vorba despre exacerbarea, hiperbolizarea întregii întâmplări și exacerbarea dincolo de limitele normalului. Bun, ce a spus doctorița Bica? Doctorița Bica a spus că vine destul de des. Da, că vine fiecare și zi. E sătulă de el pe românește. Altceva, ca să terminăm, să depășim subiectul, că am mai discutat pe subiectul spital. Eu nu pot fi de
de acord cu domnul doctor, tot respectul, care spun că presa locală nu alocă timp în programul dumnealor pentru a prezenta acele operații care s-au dar făcut eu, în numai premieră. Eu am făcut de ienor. Nu numai. Vreau să spun că redactorul de pe sănătate, indiferent cine a fost el, mai în vârstă, mai tânăr, cu experiență sau fără, întâmpina mereu probleme când își făcea emisiunea pe sănătate, se ruga efectiv de domn doctor să vină pe la emisiune să ne povestească una alta. Nici pentru chestiuni generale nu veneau. Și atunci când tu nu găsești un medic în tot spitalul cu care să-ți faci emisiunea, măsurile luate în urma cazului respectiv a dispărut ușa aceea care da, și s-a pus o perdea de aer cald, Și un om care să facă triajul, așa, nu știu, n-a și un om care să facă triajul, iar mai nou acea listă cu centrele de permanență. Exact, abia aici. Și ajungem aici la dezinteresul manifestat de și nu numai. Medicii de familie. Să vedem că șase medici din care unul era de la Ion Așa Creangă. Este. N-au venit medici de familie la dezbatere, dar medicii de familie au pus sare pe rană și au spus clar că aceste centre de permanență nu sunt dotate, doamna Flora. Exact deci, asta și atunci cum să trimiți omul? Păi normal că omul vine la CPU deci, pentru că e conștient chiar de faptul. Am făcut. Deci ce le-ar trebui minimum de dotare și ai văzut că ne-am despărțit de acolo și nimeni nu știa cine trebuie să doteze aceste centre. Eu am mers mai departe exact. Cu subiectul și am aflat că de fapt autoritățile publice locale au obligația de a dota. Și ce le-ar trebui? Deci doamna Bica știa ceva. Un ecograf, un defibrilator, un mini-analizator și un electrocardiograf minimum de dotare. Da, dar nu le avem. Dar haideți să vedem situația. Deci medicii de la CPU ne dojenesc și ne ceartă că nu suntem destul de educați să mergem la un centru de permanență pentru o bătătură și venim la CPU. Păi mă duc la centru de permanență pentru ce? Dacă ei nu au minimul de dotare. Oamenii au înțeles lucrul acesta. Da, și poate ne-au explicat doamna doctor Bica că ei vin cu sacoșica de medicamente exact. De strictă necesitate, tot așa, ca să-ți scadă tensiunea, dacă cumva te-ai dus cu tensiunea mărită, până te trimite în CPU, care, Doamne ferește, să nu apuci să faci o congestie cerebrală și așa mai departe. Plus comunicarea, că foarte bine au spus, domnule, nu există la centrul de primire urgențe o listă, domnule, cu adresa fiecărui centru de permanență, să știe omul să meargă în drum. Măsura se va lua asta. Până să-l îndrum, dar tot nu se duce, că am impresia. Și ai văzut că spunea că Romanul are 7 centre de permanență, dar aici o parte sunt în spații ale statului, și care și ele sunt la pământ. Corect. Și doar 2 care sunt în spații ale primăriei și țin cumva de primărie. Da. Și cele care sunt la MedClass, avem unul la Melchisedec, am înțeles că e foarte bine dotat și acela. Și tot aici ne-am lămurit, din ce spuneau doctorii, cât de bine plătiți și ce resurse. Proiectul acesta, la vremea în care probabil tu erai student, al acestor centre de permanență, a mai existat odată și a fost desființat tocmai pentru ineficiența lui. S-a ajuns la concluzia că este mare consumator de resurse. Păi ne spunea doamna doctor Bica că un medic de gardă la un centru de permanență îi se decontează 5 lei pe oră. Ei fac gărzile zilnic de la ora 3-4 până a doua zi dimineață, iar gărzile sfârșit de săptămână, sâmbăta și duminica. Mi se pare destul de bine plătită o asemenea gardă în care, de fapt, medicul mare lucru nu are ce face. Că și așteaptă. Dacă apare vreun caz, apare. Dacă nu, poate să citească Deși să știi că nici aici medicii nu se prea dau un vânt după efectuarea gărzilor, aici există un alt aspect. Există acela al siguranței, mai ales pentru medicii femei. Dacă în spital, la centru de primire urgențe, iată că nici acolo nu sunt scutiți de furia pacienților, aparținătorilor, mai bine zis, în centru de permanență medicii sunt foarte expuși. Da, nu, trebuie să amintim că în emisiunea trecută nu am reușit, că au fost cel puțin 2-3 cazuri de agresiune fizică din partea aparținătorilor pacienților către medicul de pe CPU. Cu smocăială, cu zgârieturi. Ne referim la doctorița Tălmăcer, care este o finuță, în opinia mea. Și mai era un doamna doctor Crenguța, cred. Da, chiar este o finuță și chiar este
ce... Deci s-a ajuns până acolo, până la o scărmăneală și zgârieturi și intervenția poliției, a jandarmeriei. Da, s-a ajuns până într-acolo. Deci lucrurile... Iar din coace, în centrele de permanență, medicii chiar nu sunt deloc și nu toți au acceptat să facă aceste gărzi în aceste centre de permanență. Concluzia și aici, o infrastructură veche se dărâmă chiar acolo unde sunt centre de permanență. Și nu există această comunicare. Ați văzut că abia acum primarul Micu și-a dat seama că ar fi fost eficient să cheme medicii de familie cu medicii din spital, ca împreună să găsească soluții. Bine, dar aici este o falie fantastică și între medicii din spital. Știți, se consideră totdeauna superiori. Exact. Asta mi-amintește de scandalul Poliția Națională, Poliția Locală. Deci au, domnule, ei luminile ca nu? De ce își spun poliție și nu agent de securitate sau jandarm sau altfel? Deci e cam la fel și aici. Așa, aici mi se pare chiar ușor nedrept. Și aflăm că nimeni nu știe cine poate repara aceste, cine poate dota și cine poate repara exact. Aceste centre de permanență, aceste clădiri. Aflăm că atât dispensarul e o sfidare la cetățean, din Anton Pan, cât și cel din Bogdan Dragoș. Clădirile se dărâmă pe pacienți. Deși întreb cum au primit autorizații de funcționare, că și astea trebuie să primească. Chiriile pentru medicii de familie care sunt foarte mari. Doctorul Pisică la... a avut o... Da? Mirarea mea a fost mare, fire, doctorul Pisică, soția lui este șeful primăriei. Da, să vedem elementul de bază, că a așteptat doctorul Pisică să strige oful după ce a plecat Leureanu de la primărie și e deputat. A zis, a plecat acum Leureanu, nu-l mai interesează, a mai promis el, e deputat acum, a plecat, nu-l mai interesează. Da. Nu cred eu că dacă ne-ați chemat aici rezolvăm ceva. Și a plecat furios. A plecat furios și acolo a fost adusă o acuzație foarte gravă la privatizarea acestui centru, acestei policlinici, policlinica veche, cum era ea cunoscută înainte de a se ființa cea de pe de lângă spital, care a ajuns și aia o ruină acum, dar asta e altă problemă. Policlinica în Roma funcționa aici în centru. Ei, a fost privatizat așa cum a fost privatizat spațiu, jumătate din spațiu aparținând Medirom, pe vremea la care, când era primar Danian Cărpușor, spațiul acela, jumătate din el aparține doctorului Arvătescu și familiei Cărpușor. Deci ce ține de... Asta iar 10, sunt 10 cabinete de medici, dar clădirea se dărâmă efectiv acolo. Este o clădire foarte, foarte veche și doctorul Pisică mi s-a părut că a avut dreptate atunci. Sigur când că a spus dai cu 350 metru pătrat, vinzi o ruină exact. În care eu numai pe suprafața mea de cabinet am băgat, cât spunea, parcă 70.000 de lei pentru a acoperi și plouă, și din, plouă nou, din nou. 70.000 de lei, 700 de milioane de lei vechi ar veni. Da, deci da, o sumă foarte mare. O sumă și atunci explici. Și a rămas ca în coadă de pește. A rămas că se va face o expertiză și că cei din Consiliul Local vor analiza, pentru că trebuie să fie o hotărâre de Consiliul Local ca aceste chirii să poată fi modificate înspre un preț mai accesibil și ca medicii să poată într-o zi să-și achiziționeze acea bucată, că au mai fost cerințe. Dar atenție, că trebuie să bage într-un asemenea exact. Spațiu. Vedeți și... ce se întâmplă la policlinică, da? Cu proiectul acesta de reabilitare, pentru că sunt niciodată. Atât de mulți proprietari acolo, nu au ajuns la și un consens. Arată, deci nu este nicăieri în lumea asta, n-a existat vreodată o clădire să nu sufere reparații și întreținere de la construcția ei, așa cum se întâmplă cu policlinica veche. Eu, la vârsta pe care o am, îți spun că am apucat-o când s-a dat în folosință ei, de atunci aceasta, corect. Îți pot spune, niciodată clădirea aceasta nu a avut, afară de spoiala. Vedeți, pe ca o anuală. Concluzie, poate că supărarea romașcanilor pe medici, pe sistemul medical este îndreptățită, pentru că în urma acestor dezbateri au tot ieșit de sub preș mizeriile ascunse ani la rând. Problemele și... care există în sistem. Nu spune nimeni apropo că medicul de... nu e pregătit. E pregătit, dar cea mai mare problemă mi s-a părut cea ridicată de doctorița Lucian care povestea de la oncologie, da? De la oncologie, bolnav care povestea în stare terminală, da? În stadiu terminal. În stare cu piocianii, cu E. coli, cu bacteriile acestea.
acestea ucigașe, nozocomiale, da. Da, și faptul că ea nu-și mai asumă răspunderea de a aplica un tratament citostatic în asemenea condiții, anteoperatoriu. Da, da, și că familiile nu mai au grijă de părinți, de buniști, îl trântesc în pat și că... Aici nu mi se pare just atitudinea. Nu mi se pare, nici cea cu schimbarea de Pampers, doamna Flora, că dacă bunica mea a plătit toată viața o contribuție la sănătate, dacă eu îi aduc Pampers de acasă, dacă îi mai pun și acum îmi asum ce spun și 5 lei, 10 lei în buzunar infirmierei se schimbe Pampers-ul, eu de ce să o găsesc neschimbată după 4 sau 6 ore? Și să vin eu să o schimb. Ți-a spus, doamna doctor, dar eu poate nu am îndemânarea să fac acest lucru. Dar ți-a sunt spus pregătită. Clar, doamna doctor, chiar pentru că are o singură infirmieră pe secție, pe 20 păi de paturi. Și atunci, într-adevăr, există probleme. Haideți să problemele nu spunem... sunt ale sistemului. Păi nu vedeți, ale sistemului, dar să nu spunem că, domnule, în ultimii ani la spital s-a făcut, secțiile au fost igienizate, modernizate, e adevărat, dar au rămas probleme care poate nu țin neapărat de primăria Roman, țin de București, de guvern. Bun, și urmăream aseară pe presa centrală un material în care cei de la nivelul Uniunii Europene erau foarte mirați de minciuna care există în sistemul românesc, aceea a procentului în care sunt aceste infecții nozocomiale, și se povestea faptul că în Occident, după un anumit număr de ani, o clădire în care a funcționat un spital, tocmai din cauza acestor bacterii rezistente, și asta se dărâmă și se face ori la noi. Noi nu suntem așa, în stare să le clădim aceasta, pe care le avem. Totdeauna minciuna din sistemul care s-a perpetuat de la un guvern la altul și ascunderea mizeriei sub treș. Asta spun. Aceia sunt lucruri extraordinare. Hai să trecem la o nouă întâlnire. Cum ți s-a părut întâlnirea cu preoții? Mi-amintesc așa că... Toată lumea a vrut ceva. Toată lumea a vrut ceva, dar mi-amintesc că cele mai mari, acum să-mi fie scuzat, cele mai mari pretenții le-au avut cei de la comunitatea ortodoxă, care au vorbit despre cât de greu le este preoților parohi să întrețină bisericile, că numai pe timp de iarnă la vreo 14 biserici, dacă am reținut eu, pentru încălzire, lumină, e nevoie de vreo 10.000 de lei. Pe iarnă sau pe lună? Cred că pe lună. 10.000 de lei pe lună pentru 14 biserici. Acum și greu reușesc să acopere. Dreptate, pentru că îți dai seama cât te chinui să încălzești un apartament și să fii confortabil. Da, dar dita mai hardughia dintr-o biserică unde este atât de înalt lucrul acesta. Dar vreau să-ți spun că îmi amintesc acum de un mesaj de pe Facebook, acela al patronului de la Casa Veche, da, care a și închis acea frumusețe de asta din cauza nerentabilității și în care reproșa autorităților publice locale că mai există încă, și uite, am vrut să întreb la conferința de presă, că eu știam că a fost eliminată acea taxă pentru biserici introdusă încă din vremea mandatului Cărpușor. Și aici intervine din nou o discuție. De ce totdeauna autoritățile locale și oamenii politici simt nevoia apropierii de cu biserica? Ce? Pentru că discutam noi împreună de atitudinea preasfințitului care s-a apropiat de Ionel Arsene și l-a lăsat pe Leoreanu într-o parte. Da. Vă rog să vă amintiți că pe internet au fost foarte multe înregistrări cu preoți care în timpul predicii duminica le indicau enoriașilor cum ar fi bine să voteze, care nevoie și biserica de aici de un reprezentant în Parlament, că va fi deputatul nostru. Deși Sfântul Sinod teoretic interzicea, da? Dar asta se știe că a fost iar ține de ipocrizie, pentru că din totdeauna biserica s-a apropiat de un anumit partid, când a fost de partea PSD-ului. Păi uitați-vă acum, Consiliul Județean a dat fonduri foarte frumoase
rămase și arhiepiscopii și câtorva biserici din Roman. O să mai dea și primăria ceva, puțin, că nu poate. Păi au cerut numai cei de la comunitatea ortodoxă, cred că bugetul Romanului pe vreo 2-3 ani. Apropo, spuneai că spui cam cât e bugetul Romanului. Da, găsisem, n-am găsit actualizat pe 2016, dar găsisem un articol din 2015. Bugetul Romanului pentru anul 2015 a fost de 115.517.000 de lei și da. Îți dai seama pe 10 ani ce sumă colosală. Ce sumă, da, destul de importantă. Bine, aici variază și în funcție de procentul de încasare la taxe și impozite locale. Probabil că articolul se referă strict la ceea ce se adună din aceste dări locale, dar mai sunt economii care se fac. Da. De exemplu, la final de an sau acum în primăvară, în funcție de des zăpezire, poate să rămână câteva miliarde de lei vechi, care să fie băgați în asfaltări. Da. Ce zici de faptul că primăria a renunțat să mai degajeze... Păi ați văzut explicația. Terminăm bugetul, aruncăm în aer. Pe de altă parte, nu mi-amintesc acum cifrele, dar eu am studiat contractele de dezăpezire de la Piatra Neamț, de la Târgu Neamț, și acolo erau niște sume și mai mari pentru măturat mecanic, pentru împrăștiat material antiderapant, pentru curățat zăpada. Adică am avea noi contractul ăsta cu Rosalul 25 de ani, dar prețurile sunt deși... Din vremea în vremea primarului Cărbușor. Prețurile nu sunt chiar nesimțite în comparație cu ce prețuri nesimțite găsim pe la Piatra Neamț, pe la Târgu Neamț. E adevărat că în urmă cu vreo săptămână, două, am fost la city managerul Ovidiu Bojescu și îmi spunea că așteaptă așa cu strângere în spate factura, prima factură la dezăpezire, și că personal se așteaptă la o factură de măcar 5 miliarde de lei vechi, pentru că n-am mai avut o cantitate atât de mare de zăpadă din 2012 încoace și în anii trecuți, adică știu eu, 2015-2014, au dat 2 miliarde, 3 miliarde de lei vechi, nefiind cantitatea mare de zăpadă. Acum se așteaptă la măcar 5 miliarde de lei vechi. Și atunci oamenii s-ar putea întreba, bine, dar pentru ce dăm atâția bani, că mormane de zăpadă mai avem? Și atunci ajungem ieșirile din nou... Ieșirile au fost destul de costisitoare. Și atunci ajungem din nou la jocul politic dintre PNL și PSD pe tema majorării prețului la gunoi, da? Pentru transportul la Girov, da. De dar care ne-a proiect... primarul Micu că este cauzat... E o componentă cauzat... a Consiliului Județean, da? Pe acea taxă de 44 de lei pe tonă pentru depozitul de la Girov și taxa pe mediu instituită de guvern de 80 de lei la tonă, care va ajunge în 2018 la 120 de lei. Deci iată aceste două componente. Pe de altă parte ne spunea primarul că după calculele lor ajustări și mai, cum s-au mai descurcat, 60 de bani, 60 de bani de persoană. Eu fac parte dintr-o asociație de proprietari, din comitetul unei asociații de proprietari, și chiar lumea se întreba ieri la ședință. Dar atenție că trebuie să subliniem un lucru. Da. Vreau să vă amintiți că această ședință cu președinții asociațiilor de proprietari s-a făcut înainte să explodeze buboiul cu majorarea prețului la gunoi. Nu e întâmplător. Deci s-a făcut ședința, vă dați seama ce-ar fi fost în sală. A jucat-o politic PSD-ul, da. A jucat-o pentru că... A jucat-o politic și PNL-ul. Și pentru PNL-ul că a ținut-o așa la întâlnirea cu președinții de asociație, da. Că ar fi explodat în sală, da, acolo, cu discuția. Ezitările domnului Manoliu, că a fost inițiatorul proiectului de lege Ilie Boloca, nu, întâi Constantin Holban. Constantin Holban, care a dezmințit pe Facebook, au fost așa, doamna Flora, eu nu-l înțeleg pe, adică îl pot înțelege pe politicianul Dan Manoliu, dar nu pot înțelege pe romașcanul Dan Manoliu. Eu personal, cât a fost domnul Dan Manoliu vicepreședinte la Consiliul Județean, am avut multe emisiuni cu dumnealui, că fiind din zona Roman, nu venea Ionel Arsene, că era prea ocupată. Și îl chemam pe Dan Manoliu, că era romașcan. De fapt, era Ionel Arsene. Atunci era Constantin Iacoban. Atenție, să nu fac o greșeală. Era Constantin Iacoban. Acum nu vine Ionel Arsene, că e prea ocupat. Și domnul Dan Manoliu vreo 2 ani mi-a tot explicat despre necesitatea neutralizării gropii de la Roman, că am făcut depozitul de la Girov. Dom'le, că trebuie să înțelegem că vom plăti această taxă când avem încotro. Adică el a votat în Consiliul Județean această taxă, ne-a explicat necesitatea ei și acum vine și îmi spune, nu trebuie aprobat acum, să o mai amânăm, că oamenii sunt necăjiți și n-au de unde să
nu erau necăjiți și atunci. Dar nu erau necăjiți și acum 2 ani. Plus adică că mai este încă o cheltuială, domnule, cum să obligi autoritatea publică locală să transporte acel gunoi acolo, dacă care nu mai... poate fi selectat, exact, pentru că el trebuie, exact, selectat întâi la, exact, roman. De fapt, aici a fost nemulțumirea. Și aici primarul Leoreanu a ținut să mai depoziteze aici la Roma, pentru că mare autorizație, înțelegem, și până la final de an, chiar până în 2018, inițial mi s-a spus că până în 1 primarul de Roma a tras să mai ducă gunoi aici cât mai poate. Nu mai poate, dar este încă un lucru, de ce să-l duci acolo nesortat când ei n-au fost în stare să, exact, organizeze licitația? Nesortat, da, înseamnă că vei umple acele cum să le numim, capsule, mai repede. Plus că asta nu mai poți recicla. Că vor ocupa mai mult loc. Și nu mai poți fi recicla. Da, exact. Care duce la scădere oarecum a prețului, pentru a prețul, că, să dăm peturile... exemplu rosalului, da. Rosalul poate valorifica cartonul, peturile și ar putea să mai reducă din costul acesta, măcar din costul transportului de la platforma gospodărească la cordun, unde deșeurile sunt sortate. Măcar din acest cost, că tu sortezi și îți mai rămân niște lucruri pe care le dai mai departe, să mai scoți niște bani la reciclare și duci numai gunoiul plus, care nu mai la din giro, nou, la plus, o cantitate mai mică. Plus, din nou, ipocrizia cu cine se află în spatele rosalului. Se știe clar cine se află în spatele rosalului. Dar lideri importanți PSD. Este Eduard Corduneanu. Consilier județean PSD. Da. Eduard Corduneanu, da? Și consilier local PSD, Iulia Havrici. Havrici. Pe care spui tu în mod ipocrit că o vei forța să voteze un proiect nu împotriva există. Proiectului când ea este contabil și de știți acolo cum și e asta, doamna Flora, ce mi-e mai aproape? Mai eu sau cămașa? Ce mi-e, da, mai aproape de piele? Cam așa. Deci totul nu, e mi se pare la, totul, până mi se la pare bani. Un joc politic imens. Nu știu cât mai avem, ne-au rămas în discuție, am trecut cam toate, problema medicilor familiei. Aș vrea să mai amintesc puțin. ONG-urile. Da, de ONG-urile, dar eu m-aș fi oprit puțin la Consiliul Consultativ al Tinerilor, pentru că extragem de aici o idee de bază și anume că tinerii nu sunt informați și nu au habar ce poate să facă o primărie și ce nu. Au cerut infrastructură pe care trebuie să o facă CFR-ul. Au cerut de asemenea... Plus că mai toți citeau, dacă ai văzut... Mai toți asta, citeau, da, e adevărat că nu s-au uitat nimeni. Am impresia că nu sale lor, nu sunt au, au cerut, da... Cinematograf, cinematograf și mol, hai că mai putem înțelege, da, cam la asta s-a așa, pistă de biciclete... Piste de biciclete, da, da, asta a fost culmea. Spectacole... Că își doresc un transport public în comun mai modern, că își doresc să meargă cu trenul în condiții mai bune, primăria să facă gara Roman să arate nu știu cum, gara Roman, altă mare golănie și acolo, da, acolo mi s-au părut destul de puțin informație, tinerii, și e păcat, în afară de unde să ne petrecem timpul liber, să ne dăm cu rolele, cu bicicletele, să avem mall și cinematograf, și acum e o problemă nici cu mall-ul, dar o să rămână interesante ideile. Faptul că au fost, au răspuns invitației 26 mulți, de ONG-uri, da, a fost cea mai și după remarca... Cea mai reușită dezbatere. Așa? O oră, dar, și jumătate o oră aproape. Și jumătate, dar ai văzut că toată lumea vroia câte ceva. Acum e interesantul extragem... cât de legitime sunt aceste solicitări. Sunt mai legitime solicitările ONG-urilor față de solicitările doctorilor, față de solicitările profesorilor, haideți față să vă spun eu două care mi s-au preoților. Părut foarte importante. Mi s-a părut foarte importantă intervenția doamnei Scapă Numele de la Asociația Femeia Contează, care a vorbit despre necesitatea unui adăpost pentru femei. Am avut Asociația Femina, care s-a risipit, nu mai există, nu mai este. Erau acolo mămici cu copii, mămici însărcinate care erau bătute și aveau unde să fie adăpostite. Foarte bună intervenția și de interes. Da, dar și asta e tot făcută ca la români. E făcută ca la români. Pentru o bucățică, tot chiar și adăpostul pentru sărmani.
ani, chiar că îl numai noaptea și ziua îl trimiți în adevărat, stradă. E adevărat, dar e o soluție, să spunem, de urgență până vezi ce faci mai departe. Destul de bună intervenția doamnei Elena Damian, care are un copil cu handicap și care conduce o asemenea asociație și care a pus o întrebare. A fost singura intervenție care pe mine m-a emoționat chiar până la lacrimi, care spunea, fac parte dintr-o familie monoparentală, într-o zi eu nu o să mai fiu. Ce se întâmplă cu copilul meu? Foarte interesant. Vedeți? Foarte abia, de asta spun, au fost doar câteva intervenții de real interes și aș putea să le mai cred pe acele doamne care reprezintă asociații de dans, de muzică, în care merg cu copiii la concursuri și care au rezultate excepționale, nu să primească bani, dar să primească recunoaștere pe plan local. Adică la un eveniment... Chem tot felul de... Exact. Dă-le, domnule, o diplomă și lor. Numai asta, dar chem tot felul de firme din acestea care... Formații de pe la Târgu Neamț, care fac de pe la Piatra Neamț. Da. Așa este. Deci o recunoaștere pe plan local a acestor copii, să primească și... Plus locul în care trebuie să-și desfășoare un spectacol. Deci o sală, da, o se sală impune, se pare că da. Este... Da, dar ați văzut intervenția doamnei Camelia Duca, care spune, nu ne-a întrebat nimeni la proiectul cu reabilitarea cinematografului Unirea. Aveți numai 150 de locuri sau câte erau 180, nu ne trebuie măcar 250, nu ne-a întrebat nimeni și pe noi. Modificați proiectul. Bun, aici eu mi-am mai pus o întrebare. Toate aceste ONG-uri oare fac toate aceste activități dezinteresat și pe bază de voluntariat? Așa, ați văzut că multe ONG-uri care pornesc de fapt de la preoți. Preoții se ocupă cu acțiuni din acestea de a le oferi masă, cazare, activități de recreere, de învățarea unei meserii, dar și cumva de atragere înspre o religie. Mie așa mi s-a părut. Dar și prozelitezi și mai este încă o chestie. Dacă aici m-a interesat și în mod deosebit remarca preotul Gheorghescu, care a spus, domnule, nu tinde biserica ortodoxă să ajungă la propriul ei păcat, părintele Asmescu, adică oamenii vin la biserică pentru un castron de mâncare, da, și nu vin la biserică pentru că au credință și pentru că trebuie să se roage la Dumnezeu. Da, și are dreptate, părintele. Chiar are dreptate, din punctul meu de vedere. Spre acest lucru, tine. Haide măcar cât ne-a mai rămas un minut să mai zicem că am rămas restant cu consilierii locali, da. Promitem la emisiunea, da, la emisiunea următoare. Rămăsesem, da, la Iulia Harviș, tot că discutam tot despre, da, despre ea, da. Are un teren în Roma din Travilan, 543 metri pătrați, 50% a ei, prin cumpărare, un Travilan 2008, 577 metri pătrați, 50%, la Ceahlău, iar în Travilan, 1500 metri pătrați, clădiri, casă de locuit în Roma, 152 metri pătrați în 2001, construită, are 113 metri pătrați, probabil în 2008, 50%, cumpărare, tot cu soțul, nu are mașină, nu are bijuterii, nu are obiecte de artă, nu are străinat nimic, are la BRD un cont curent din 2016 de 61.509 cu soldul valoare la zi, are la BRD un depozit bancar în 2009 100.000 de lei, depozit bancar 2011, 11.398 BRD euro un sold, 10.120 de lei valoare la zi. Hai să vedem veniturile. Venituri. Doamna Havrici lucrează la Rosal, iată ceea ce discutam înainte, are contract de muncă, are 67.849 de lei salariu, venituri anuale, atenție. Soțul lucrează la administrația piețelor, 20.946, cât de modest tot anual venitul. Are indemnizație de la SMUR de luată. Eu nu știam că la spital se dă indemnizație, dar am aflat acum că și povestea cu incompatibilitatea lui Lucian Micu. Indemnizație 880. În Consiliul de Administrație la spital, da, ca reprezentant al administrației publice. Așa, și la interese este trecută la asociat la 10 micro
SRL cu 50% are 100 de părți sociale. Trebuie să încheiem și mai spun și eu așa, n-am avut timp să discutăm despre viceprimarul Roxana Iorga, are o declarație de avere interesantă la modul că femeia n-are decât o mașină, un apartament. Specific unui și card da, pe card la momentul verificării avea vreo 500 de lei vechi, 5 milioane și atât. Iată, trai de profesor și nu trai de Klaus Iohannis, cum bine spunea cineva, dar da, promitem să discutăm în emisiunea următoare. Da? Mulțumim, stimați respectatori, ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție în același format. O zi bună! La revedere!